Mulțumim, dar las-o jos, frate. Deci las-o, las-o. Pun-o jos așa frumos și depărtează-te de ea. Nu, băi, Ciordache, las-o, las-o. Păi de-mi, câinele meu e mult mai înțelegător decât Iordache. Cu acest personaj e ca la ăia care au pistol în mână și vine poliția. Ciordache, ești înconjurat. Pune justiția ușor jos și împinge-o cu piciorul spre noi. Bine, justiția asta pe care o avem noi, cu procurori ciudați, cu servicii, cu multe mizerii amestecate acolo. Dar hai să nu distrugem și ce e bun în ea. Că aici deja nu mai e vorba, fraților, de anticorupție. E vorba de viața de zi cu zi, de siguranța publică, nebunilor. O serie de mijloace de probă sunt anulate prin modificările aduse în special de reprezentanții PSD. Vorbim aici, în primul rând, de înregistrările video ambientale care ar putea pe viitor să nu mai poată fi probe la dosare. Cum, mă? Au fost prinși criminali, pedofili, ce alți nenorociți mai vreți, folosindu-se procurorii de înregistrările camerelor? Apoi sunt modificările pe codul penal care vorbesc de înștiințarea celui cercetat imediat cum începe urmărirea penală, de comunicarea informațiilor din dosar în presă, lucruri care, da, își au un sens în dosarele de corupție, dar devin o grozăvie pentru celelalte spețe. Adică băieții ăștia, ca să limiteze ei apariția în media a chestiilor din dosarele de corupție, ceea ce, da, până la un punct se poate discuta, au atins chestii grave, vitale. Spre exemplu, nu poți să dai informații dintr-un dosar de crimă, de viol, nu poți să faci public nimic pentru că ți se face ție dosar în acel moment. Chiar dacă, să zicem, criminalul e dat în urmărire și comunici despre el, despre orașul unde locuiește, ce mai vreți. Unde vreau să ajung? Aici, la aceste imagini. Asociația Forumul Judecătorilor din România, având în vedere dezbaterile publice în care se aduc în discuție condițiile de lucru din instanțele și parchetele din România, dă publicității un colaj foto care compară imagini din unele instanțe și parchete interne cu sedii ale unor instanțe din Siria după bombardamentele armate sau Africa, inclusiv Republica Centrafricană, statul cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din lume. Da, uitați-vă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nu poți să intri, nu poți să mergi pe holuri de dosare, birouri improprii, toalete infecte, o mizerie generalizată. Nu poți, frate, să lucrezi eficient, să fii competent într-o asemenea mizerie. Ți-am mai spus, confuzi filozofia cu viața. De-al de Ciordache și Nicolicea umblă la cei doare pe ei și pe ceilalți băieți. Iar de partea cealaltă, procurorii care se știu cu musca pe căciulă și pe epoleți, trag de partea lor. Dar pe nimeni nu interesează de câmpul muncii. Pe acești oameni nu interesează cum arată tribunalele, câte dosare judecă un judecător, câtă mizerie și câtă proastă funcționare este la baza acestui sistem. Nu, pe ei îi interesează acolo niște formulări și niște instituții, cum să le așeze astfel încât să poată apăsa niște butoane atunci când e nevoie. Timp de 15 minute, aproape 100 de judecători și procurori din Cluj au ieșit în fața instanțelor în urmă cu puțin timp. Toți magistrații din țară sunt siderați de modul în care s-au desfășurat dezbaterile din Parlament cu privire la legile justiției. Am decis la nivelul întregii țări să adoptăm o formă de protest ca un avertisment adresat clasei politice, referitor la modul în care a decis să trateze puterea judecătorească și pe procurorii din România. Eu asta nu înțeleg. Pentru numele lui Dumnezeu, din moment ce doar Ciordache cu Nicolicea și Șerban Nicolae sunt de acord cu legile astea, iar toți ceilalți se opun, de ce vă grăbiți așa cu ele? De ce faceți comisie specială? Și vă repet, sunt legi ale justiției. Ele nu trebuie să țină de un partid sau altul, de un Ciordache sau de alt Ciordache. Președintele CSM cere parlamentarilor să nu grăbească modificarea legilor justiției și să accepte dialogul cu magistrații. Într-o scrisoare descrisă adresată Comisiei Speciale Parlamentare, Mariana Ghena cere un răgaz pentru formularea unor amendamente la propunerea de modificare a codului penal, a codului de procedură penală. Poftim! Ce să mai spui?
CSM-ul îți cere să amâni, să mai stai. Nu o asociație profesională, nu o scară de bloc tăticu, nu măscăriși de la o emisiune televizată. Deci las-o, nene, las-o și plecați înainte de orice de la realități, nu de la cum vreți voi să aburiți. Iar una dintre realități arată așa, spre exemplu. Completul de 5 judecători al înaltei curs de casație și justiție a avut în anul 2016 un volum de activitate de 1009 dosare. 1000 de dosare într-un an. Și e un singur exemplu, unul singur. După ce a intrat în vigoare legea care permite reducerea pedepsei pentru condiții improprii de detenție, numărul de dosare judecate zilnic s-a triplat, de la în jur de 20 la cel puțin 70 acum. Dar despre asta nu prea vorbește nimeni, că nu e cool, nu e cu anticorupție, nu e cu pușcăriași, nu e cu politică, nu e cu cătușe fluturate pe la televizor. Practic nimeni nu pare interesat ca oamenii care fac justiție să poată să facă justiție, mama ei de justiție. Ah, Nea Ciordache, mai primiți amendamente? Apropo de aia cu înștiințarea celui anchetat, că e anchetat odată cu începerea anchetei. Dar nu mai bine să-i zici lui să se ancheteze singur? A? Pe bune, îi trimiți acasă scrisoare să se autosesizeze. Ia vezi, băi băiatule, că poate ai făcut vreo infracțiune. Anchetează-te și zi-ne și nouă rezultatul. Nu-i mai bine așa?